Pentru mine, râul Reut este foarte frumos și deosebit, dar amul e rău. Sunt mai multe factori negative pe care eu le văd, ca de exemplu. Mugul nu ai pe logo. El este mic, el este poluat, el este foarte murdar, aici peștii mor. Oamenii prindeau peștii ei chiar și pe vremea foamei, eu s-au hrănit la Reut. Eu mă plimb foarte des aici și eu văd că aici sunt deșeuri multe, gunoaie multe, stăvălesc pe iarbă, plutesc pe râu, este atât de neglijent și nefrumos. Era Reutul mare, limpide apa, scalda lumea, vinea chiar spodineu aici. Râul Reut este cel mai mare afluent al Nistrului și cel mai lung râu din Moldova, care curge în întregime pe teritoriul Republicii noastre. Răutul izvorăște lângă satul Rediul Mare și de-a lungul cursului său trece prin raioanele Dondușeni, Drochia, Sângerei, Florești, Telenești, Orhei și Criuleni. Orașele Bălți, Florești și Orhei sunt situate pe malurile acestui râu. Pe parcursul său de 286 de kilometri, Reutul taie în mai multe locuri de fileie prin masivele de piatră calcaroasă, precum cele de la Țâra Cenușa, Domul Geni sau Orheiul Vechi, creând peizaje spectaculoase. Râul considerat în trecut mare, limpede și plin cu resurse piscicole, astăzi este numit de locuitorii orașului Orhei, mic cu puțină apă și poluat. Care este istoria acestui râu și care sunt motivele acestui fenomen, ne spune locuitoarea orașului Orhei. Era Reutul mare, limpide apa, scalda lumea, vinea chiar spodineu aici. Dar amul e rău, crește iarbă și stuh. Altceva nu e nică, mai spala lumea și țoluri și avem chetri. Erau chetri, spalau, aveau un fel de ciocan, de lemn și băteau și spalau cu lemn și ala băte. Pe urmă, dar au clătie în Reut și era frumos, dar amul n-ai nici de unde să te uiți la dâns, că e pe rău și-i stuc și-i gunoaie. Folosau apa pentru strochit, da, erau izvoarele în Reut. Mai la vale de era este punte și acolo avea trei izvoare. Unul era de spalat, dar unul era pentru băut. Bine oamenii, dar de Reut mult se strocheau. Oamenii prindeau pește, ei chiar și pe vremea foamei, ei s-au hrănit la Reut. Multă lume numai cu pește au stat, că era tare mult pește la noi. Dar eu nu știu, mai sunt pești, mai prindă pește ori nu. De multă vreme n-am văzut să prindă pește, dar atunci, ține, tot pe unde am trăit eu, era tare mult pește. Diferite pește, nu chiar am mușărași și fel de fel. Era lumea o scăpat de foame pe Reut. Prindeau cu șorpacul, cu fatca, prindeau pește. Cu undița vineau băieții tineri, dar mai mult cu fatca și cu șorpacul. Eu eram la lucru, lucram. Și le spuneam la copii să nu se ducă la Reut, să nu, că cu frică era Reutul cum mare și nu puteam, se necau mult, s-au necat. Și într-o zi vin eu de la lucru și când văd copiii mei la Reut, zic și voi, dar ne scaldăm, dar cum să vă scaldați dacă eu nu vă dau voie? Fără voie s-au dus. Era apa limpede, mai ales seara erau, vineau cu pălăci și deau. Era vesel la noi aici, dar amuia și vesel, nici căpri, nici oi nu sunt. Înainte mai se mai vede, dar amunică nu se vede. Ea că chiar șezând amuia nu se vede nici o capră, nici o oaie, nici o vacă, nică. Dar înainte erau și oameni erau într-o parte, animalele erau în altă parte. Dar amu și nu nică. Mugul nu ai pe logo. Chiar și filmau filmuri la noi aici. Da, s-a filmat și dit nas la răsfete aici. Așteptați să ne înzori pe limba moldovenească. Inițial, după ideea regizorului, filmul ar fi trebuit să se filmeze pe Dunăre, dar din cauza amplasării favorabile a râului Reut lângă Chișinău și asemănarea sa izbitoare cu Dunărea, filmul a fost filmat pe râul Reut. Din cauza factorilor umani, zonele prezentate în film actualmente nu mai sunt pe râul Reut, acestea fiind transformate în pajești goale. Других дорог нет. Что мы решаем? Прорваться здесь можно в лучшем случае на тот свет. Ei mergeau cu cai. Treceau într-o parte de Reut, din partea târgului, în partea Slobozei. Dar mergeau cai pe apă, aveau cai mai erau până la râu. Dar muia nici
Cochita se vede. În partea asta era stuharie. În partea asta era stuharie tare multă. Și lumea tot din stuc tot avea parte, că acopereau căsele. Era o brigadă care tăiau, care vineau și luau cu căruțele. Nu erau mașini, dar erau căruți și tăiau și eu și acopereau căsele. Tot erau în folos stuhul, adică ca când noi ducem suh de el și pe papură. Am rău, cum să spun eu, pe rău. Păi pus cu gunoaie atât. Ia uite, crește stuh, crește buruian într-un suh. Tu și nu se vede să crească buruianul în răut. O mai dat și lumea de deu gunoaie, că el era bun. Pe urmă s-au făcut căsile și el din partea și eu și a put lumea să dăie gunoaie. Nu-i pasa că iese răut și răutul ăsta pe... Bum, ține oamenii care nu aveau și mânca, vineau și prindeau pește, nu se uitau, o să le iau gunoi. Unde mergea mâia pe râu și ala, nu mergea, dar mergea așa și mergea pe pod. Aici este un pod în partea și aia și mergea pe apa, dar ei au făcut să merge din prejur aici. Nu dat voie să margă cum merge înainte. A doilea pod tot avea apă. Avea primul, era apă și era și a doilea apă, dar ei l-au închis și la doilea pod n-au apă. Printre cele mai sesizate probleme de către locuitori se numără pescuitul masiv pe unele segmente ale râului în care oamenii întind plase de colectare, țevi de fier amplasate în regiunea Morii și pe porțiunile Bodișului în care curge râul, din care curg substanțe necunoscute. La fel și gunoiul ăștia din sectorul Lupoica, care periodic din cauza fenomenelor naturale elimină deșeuri. În timpul ploilor, vântul duce gunoaiele pe râul Răut, iar substanțele nocive se absorb odată cu apa și ajung în râul Răut. Eu când eram în Slobodca, nu țin minte ce fost. Pe urmă, de am încoace, de am când am început mai la 50 de ani, de am zicem că avem acolo agarod și atunci am văzut, de am bărbatul eu, spune că aici se face gunoi, dar până atunci nu era, n-am văzut, nu știu. Pentru mine, râul Răut este foarte frumos și deosebit, dar sunt mai multe factori negative pe care eu le văd. Ca de exemplu, el este mic, el este poluat, el este foarte murdar, aici pește mor, dar sunt totuși oameni care pescuiesc în râu și aici sunt puțini pești. Eu mă plimb foarte des aici și eu văd că aici sunt deșeuri multe, gunoaie multe, stăvelesc pe iarbă, plutesc pe râu. Este atât de neglijent și nefrumos. Una din soluțiile pentru a combate problema gunoailor aruncate în râul Răut este filtrul de acumulare a deșeurilor de masă plastică și vegetală amplasată pe suprafața râului. Aflați detalii despre construcție în fragmentul de reportaj realizat de echipa Cusens. Avem râul Răut, pe cursul căreia a fost instalat un sistem de curățare apei, de deșeuri solide, dar și totodată de captarea pânzei bacteriologice de la suprafața apei, deci și care funcționează deja de câteva luni. Bun. Avem colectate deja tone de deșeuri de suprafața apei, nici de cum aceasta nu este de laudă, deoarece deșeurile care au fost colectate țin mai mult de cultura noastră, cultura de vizitare a unei importante locații turistice. Eu cred că cel puțin 3 tone de deșeuri solide au fost colectate prin intermediul acestei stații. Дело в том, что в Молдове на самом деле не так много рек, где можно осуществить эту модель, то есть модель установку по улавливанию мусора. Если мы возьмем маленькую речку, там, естественно, этого мусора много, но он не стекает. Он застревает где-то. Вот, и толку от такого уловителя никакого. Если мы возьмем большую реку, это тоже сложно там установить, потому что уровень меняется. Вот, в силу этого, естественно, мы выбрали Реут. Râul Rău, cel mai mare râu care curge integral în Republica Moldova. Râul care a salvat în trecut viețile oamenilor, în prezent are nevoie de implicația acestora în combaterea problemelor și reîntoarcerea la calitatea anterioară.